Deci, eu sunt Alba Căichi de la Giu și astăzi o să facem ceva așa ca pentru sezonul 2. Te uiți în ochii mei, eu mă uit în ochii tăi și o să vedem amândoi. O să intre un intro acum. Acum. Da, mulțumesc după acest intro minunat. Mă întrebam eu, cum gândesc câinii? Acum ceva ani am făcut un cum gândesc pisicile și vreau să-l refac, dar pe partea de câini. Și mi-am notat eu în jurnalul acesta, o să găsesc la un moment dat, cum gândesc câinii. Și mai exact, avem 7 lucruri pe care le-am observat la câini, care pe mine cumva mă induc în eroare și nu înțeleg de ce. Tessie, care acum... nu e aici, dar o să o aduc cândva. Partea ciudată e că n-am dita mai vila, deci nu prea are unde să fie. Ok, pe balcon. Tessie face niște chestii super mega ciudate și în jurnalul ăsta mi-am scris frumos 7 lucruri pe care eu le consider ciudate la cum gândesc câinii. Numărul 1. Câinii se miros în fund ca să se cunoască. Cum explici asta? Gândește că ești un câine, te naști și primul lucru pe care o vezi pe măta făcând față de alți câini e să facă cunoștință cu ei. Și cum face ea cunoștință cu ei, gen? A, Vasile, ce mai faci, Vasile? Bine, în cazul în care câinile are numele de Vasile sau Bobiță, ce mai faci, te-am văzut de atât timp? Și dacă nu-l miroase în fund, se duce spre el și începe să mârâie până-l miroase în fund. Tessie, literally, de fiecare dată când ies cu ea afară, face același lucru. De ce? Al doilea lucru pe care eu nu-l înțeleg la câini e cum gândesc ei atunci când le e foame de ceva sau când le e poftă de ceva. De ce iubesc toate scârboșenile dacă pe stradă, Tessie, câinele meu, Tessie, dacă pe stradă în momentul ăsta ar fi de ales pe jos o halcă de carne aici, niște oase aruncate de cineva acum vreo 3 săptămâni acolo și să zicem o baltă de pește fermentat de vreo 3 săptămâni în cealaltă parte, Tessie, sunt aproape sigur că ar face lucrul ăsta. Ar merge afară, ar simți toate lucrurile astea și ar alege fix asta. Fug spre oase, mă duc să beau un pic din balta cu pește stricat, după care mă întorc la oase și când toate astea sunt gata, poate dacă mai am loc de niște carne din aia proaspătă sau, în fine, în cazul ăsta, bobițele pe care le dau. Ok, înțeleg că nu-i plac bobițele, nu mă judecați, am încercat niște bobițe de la ei să-mi dau seama dacă chiar așa de groaznice sunt și da, sunt groaznice, nu mă înțelegeți greșit, dar îi pun conserve lângă, conserve de carne și le ignoră. Mâncare din nou? No. Al treilea lucru pe care eu nu-l înțeleg la câini și cum gândesc ei mai exact chestia asta e urăsc roțile din tot sufletul lor. Orice roată, orice se învârte, bă, fie că e roată de trotinetă, de bicicletă, de mașină, dacă avem căruțe în București, ăla e primul lucru la care latră, ăla e primul lucru la care se enervează, fuge după el. Am căutat pe net, în primul rând, care e faza cu roțile. Nimeni n-a reușit să mă super lămurească. Poate mi-explicați voi în comentarii care e faza cu roțile, dacă aveți câini care acceptă roțile în vreun fel măcar. Adică e un cult acolo. Un al patrulea lucru din jurnal pe care cumva îl înțeleg și nu-l prea înțeleg e pipiul pe teritoriu. Trebuie să fac pipi aici ca să fie teritoriul meu. Dacă a făcut altcineva, nu. Trebuie să fac peste pipiul lui ca să fiu sigur că e al meu. Adică acum gândiți-vă cum ar fi un câine pe lună. Fraierii ăștia și-au pus steaguri aici. Ia să mă pișu pe el. Fraierii. Și al șaptelea punct, care ăsta e un 5 plus un 2 de aici. Și ultimul, câinii adoră să fie iubiți. Și dacă aveți un câine, știți foarte clar că dacă voi veniți acasă, câinele e la ușă și nu numai că e la ușă, sare la voi în brațe, vă sufocă cu iubire, se învârte de 13 ori în jurul tău, sare, te zgârie, Tessie are un obicei de mă să mă facă prinde sânge pe picioare înainte să intru în casă. Orice, dar să-i dați dragoste. Da, Tessie, gata, acum te rog, te puterai jos de pe fața mea. Băiatul, dacă tot ai rămas până la final de video, nu uita să dai un like și să te abonezi cu clopoțel dacă ți-a plăcut episodul. Iar după ce ai făcut asta, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Vreți să vă spun cum am adoptat-o pe Tessie acum câțiva ani din niște tufe de la Vâlcea? Era vai de ea, era foarte slabă, în ploaie și nemâncată probabil de câteva săptămâni? Sau să vă spun cum am început eu canalul ăsta de YouTube și de unde numele lui? Vă mulțumesc mult pentru tot suportul vostru, mai ales pentru seria asta. Sezonul 2 a venit.
apreciez totul, dar acum haide, spor la ales!